Salutare Slider și bine v-am găsit la un nou episod din Clash Royale aici de față. Nu stă alături de nimeni pentru că m-am trezit acum dimineața, seara am fost obosit, n-am mai avut chef să filmez la 12 noaptea, așa că filmăm astăzi dimineață. S-au adăugat și un nou challenge după cum ați văzut acolo. Hai să deschidem și noi astea, chiar dacă nu avem gemuri, poate se întâmplă vreo minune și implică. Dar nu cred. S-a adăugat challenge-ul ăsta nou, personal vă sfătuiesc să nu participați la el pentru că e destul de rigged, știți bine. Așa că haideți să deschidem și noi un legendary chest de aici, de pe contul secundar. Hai să vedem ce legendar ne pică, spuneți voi în comentarii. În descriere aveți Instagram-ul meu, aveți niște poze exclusive acolo unde nu mai găsiți nicăieri. Și dacă sunteți norocoși, s-ar putea să vă dau și follow în cazul în care îmi place ce postați. Haideți și cu like-ul, pentru că n-am mai strâns like-uri de multă vreme, multe like-uri la acest episod, la această serie. Hai să vedem ce pică, eu zic Sparky. Deci mi-aș dori un Mega Knight, ar fi destul de OP. Oh, și asta e bună. Așa. Văd că acum avem un Gulce, stai să mai dăm și noi niște meciuri pe aici. Pentru că n-am mai jucat de mult pe contul ăsta, poate reușim să-l ducem în 3800. Dar nu sunt sigur. Mama, am deck-ul ăla cu Cannon Card. O tragem la mijloc ca să tragă și celălalt turn în ea. Cred că va da o fofează. Două fofeze a dat. Dar tot nu m-a ajuns la damage. Trebuie să punem, să plasăm o pompă. După vom juca pe contul acela unde am mai multe trofee. Are un dragon de 5, nu știu dacă e mare sau mic. Opa. Aici s-ar putea să-mi ia turnul. La flacăra m-a rupt, e nebun, e nebun. Dacă aș mai reuși să salvez ceva din el, da, nu mai reușesc să salvez nimic, stați de știți. În schimb, voi avea un push foarte puternic de nu va putea să-l oprească, poate îi vedea și 3 coroane. Hai cu Valkyria. Ok, hai să-l vedem acum. Bine, mi-ai luat unitățile, focul pe dreapta, cred. Mamă, carte de 11. Hai să vedem. E nenorocire cu tunul ăla micuț, cum îl vedeți voi așa. Ok. Am recuperat aproape tot ce mi s-a dat. Acolo trebuie să pun pompa. Trunk. Mamă, să ne rupă protecția. Aici voi da un zap simplu. Mamă, de știam. Nu mai am nici pompa ca să pompez, de-aia e mai greu acum, dar o să pună la mijloc câte ceva. Opa! Nu mai are elixir, asta a fost tot. Thanks! Hai să trecem și pe contul mare, să ne jucăm și acolo niște meciuri, pentru că știu că vă place să vă uitați la MMR. Și vă întrebați, bă, Slidere, ce se întâmplă cu contul tău? Ei bine, pe contul meu n-am mai jucat. De ce n-am mai jucat? Am revenit pe contul Gary aici, după cum vedeți. A făcut băiatul ăsta Gary.
12-3. Deci ar fi cazul să-i mulțumim și să ne întâmpinați cu un like. Pentru că challenge-ul ăsta este extrem de greu. Eu m-am chinuit foarte mult să-l fac și nu am reușit. Hai să vedem. 12-3. Ce ne pică? Easy 12-3. Ce ne pică? Luăm 32.000 gold așa frumos de la domnul Gheri aici. Și are 100.000 gold. Hai să vedem ce ne pică din chestul de la 12 de la challenge. Hai să vedem. Hop. Hop. Goblinaș, zapuleț, royal gentuți, giganți, archers și... Și nu pică, mă, legendară. Păi de ce să pice? Pică o clonă. Ok, băi, a venit aici un pic să vadă și el cum stă treaba. Hai să mai dăm un pic, totuși, ca să-mi dea 399. Mai pune pompa. Miner, cumva. Mamă, cum am salvat acolo. Deja dacă am două pompe am avantaj mai mare asupra jocului. Dar nu neapărat, nu sunt sigur. Hop, și uite așa a câștigat băiatul avantajul. Acum nu mai pot să mai mă apăr de balon, nu înțeleg. E endless jocul ăsta. Hai să vedeți acum un mare fenomen. 3998, 3997, 4000, bă. Bă, sunt bun, mă, n-ai ce zice. Oh, un gold chest? Și 0 centare? Bune. Ok, uitați cum am evoluat, bă. N-ai ce zice, sunt prea bun. Ok, băieți, hai să trecem pe alt cod, că peste adau rage masiv. O să trecem pe contul Gheri și să ne mai jucăm și pe acolo. Revenim în scurma publicitate. Arena asta se joacă foarte mult Royal Giant, pentru că oamenii ăștia o iubesc. Royal Giant-ul este cartea lor favorită. Să vă arăt niște profite după. Pompezi de mii prieteni astăzi.
Hai Omega, n-ai ceva. Dai-mă măcar una. Nu știu dacă are balon sau nu, dar era să o îmbolinăm. Și acum poate să pompeze liniștit omul, dar pierde turnul. Pompeze. Asta înseamnă prediction. Din păcate n-a reușit să facă nimic omul, dar mai încearcă o dată. Hop! Și asta a fost meciul pe ziua de astăzi, băieți. Eu am fost Xlader, nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă v-a plăcut și apreciați că băiatul ăla a făcut challenge-ul. Hai să vedem care este cartea favorită a acestui om. Royal Giant. Ok, foarte frumos. Nu uitați de like, Instagram în descriere, la revedere!